Bun, dragilor, am revenit. Răzuștele sunt prezente, așa că hai să ne băgăm la recuperare. Am dat drumul la timp. Răzuștele, dragilor, aici, pentru că da, nu am găsit altă alternativă dacă asta vă întrebați. Da, merge așa și până la brâu. Știu că mulți mi-a scris, dragilor, acolo și spuneați: Ionuț, ai văzut ce s-a întâmplat cu Bogdan Sokol, ai grijă. Într-adevăr, dragilor, din păcate pentru el a fost cu totul și cu totul diferit. Știm foarte bine cauzele morții lui Bogdan Sokol. Din păcate, Dumnezeu să-l ierte. Însă, întotdeauna când încercați, eu știu, băile în apă cu gheață, am vorbit astăzi despre post, da? Postul de mâncare, încercați să vă documentați, încercați să o luați treptat, însă beneficiile sunt foarte multe și la băile în apă cu gheață și postul de mâncare și activitățile sportive. Pentru tot aveți nevoie de echilibru. Dar, bineînțeles, întotdeauna încercați să vă îmbunătățiți stilul de viață, pentru că despre asta este vorba. Încercăm să învățăm, încercăm să aducem un plus la, așa cum am spus, stilul nostru de viață. Un minut jumate, încă un minut jumătate. Acum eu stau pe o de-asta de gheață, o să vedeți la final. Dar să știți că nu este atât de mare șocul. Puteți să începeți pas cu pas. Acum, într-adevăr, nu mai este atât de frig afară. Arătau la alergare când am plecat azi dimineață vreo 7 grade, acum e și soarele, însă n-are legătură temperatura de afară cu, într-adevăr, și niște exerciții de respirație vă ajută, dar încercați treptat, dragilor, să știți că beneficiile sunt chiar foarte multe. Reduce inflamație, recuperare, pentru circulație, mai am aproape 40 de secunde. Dar merită încercat, nu vă speriați, da, chiar și într-un tomberon, dragilor, găsiți soluții, nu căutați scuze, e prea frig, e prea cald, bate vântul, e prea rece, încercați și după care o să îmi comunicați, să-mi spuneți cum a fost din nou într-o baie cu gheață. 10 secunde, adevăr. E recișoară. Dragilor, grijă de voi, rămâneți activi și nu uitați tot timpul, dar tot timpul, faceți-vă recuperarea. Somn, hidratare, chiar și băile cu gheață, alimentați-vă corespunzător, zâmbiți și nu uitați tot timpul. De la da, voi, ceau! Ia, gheața! Gheața, nu?